În primele zile ale noului an, preoții merg pe la casele credincioșilor pentru a vesti botezul Mântuitorului Isus Hristos. Aceștia binecuvântează casele prin stropirea cu apă sfințită. Conform tradiției, credincioșii îl primesc pe preot în fiecare an cu Iordanul, deoarece se spune că acest ritual aduce bunăstare. Credincioșii care vor să-și sfințească locuințele, îl așteaptă pe preot cu ușa sau poarta case deschisă. Odată intrat în casă, preotul sfințește toate încăperile cu busuioc și apă sfințită, după care toți cei aflați în casă sărută crucea, în timp ce preotul îi stropește și pe ei cu apă sfințită, transmițându-le totodată să aibă parte de un an mai bun. Tot cu această ocazie, preotul oferă credincioșilor aghiazmă, pe care aceștia o pun în vase curată în care adaugă și puțin busuioc. Potrivit rânduielilor bisericești, preoții umblă cu Iordanul până pe data de 6 ianuarie, când este sărbătorit botezul Domnului sau bobotează.